Bijuteriile le fac fericite pe doamne, indiferent de momentul din an când le primesc. De Crăciun însă, povestea sărbătorilor îmbracă în magie fiecare cadou, iar când dincolo de ambalajul colorat se ascunde o pereche de cercei vintage care poartă semnătura unuia dintre marii designeri ai lumii, ori un inel din porțelan creat cu grijă de artiști talentați, reacția celei care primește darul este neprețuită. Hainele de autor pot fi de asemenea o alegere inspirată dacă știți întocmai stilul vestimentar al persoanelor cărora le dăruiți. Ce alte alegeri puteți face pentru cadourile de Crăciun, vă arătăm imediat. Bogdan a fost o bună vreme consultant în domeniul apărării și a plecat nu odată în misiuni specifice dincolo de graniță. Dincolo de meseria sa, bijuteriile l-au atras întotdeauna, iar pasiunea l-a făcut să caute peste tot pe unde l-au purtat pașii bijuterii vintage. Așa a reușit să creeze o colecție impresionantă. În 96 am participat odată o misiune în Alger, în Africa. M-am îndrăgostit, am văzut cum erau lucrate bijuteriile etnice de tribule toarege. Am fost fascinat de manopera și manufactura unor oameni simpli, creând ceva fabulos din punctul meu de vedere. Am început să colecționez bijuterii. Cu cât mai rare, cu atât mai ok, din toate colțurile lumii. Colecția mea de suflet. Sunt cei mai mari designeri care au existat din punctul meu de vedere. Vorbim de Coco Chanel, vorbim de Givenchy, Balenciaga, Sonia Riquel, Oscar de la Renta. Bijuterii, după cum se vede, au fost păstrate cu mare grijă. Prețul unei bijuterii vintage variază între 70 și câteva sute de lei. De la vintage trecem la bijuteriile realizate de autori români. Cele din imagini sunt făcute din porțelan. Ana Wagner este un artist plastic român, ce este cunoscut pentru porțelan și pentru bijuteriile din porțelan pe care le realizează. Sunt obiecte autentic românești, inspirate de călătoriile pe care le face artistul, de viața lui, și toate sunt decorate cu aur și cu platină, montate în metale prețioase, cu pietre prețioase. Bijuteriile sunt lucrate manual și fiecare dintre ele poartă o poveste, una îmbrăcată în forme și culori de imaginația unui suflet de artist. Pentru astfel de bijuterii, prețurile încep de la 100 de lei. Hainele pot fi, de asemenea, o alegere inspirată pentru un cadou reușit. Recomandarea mea de astăzi este o bluziță cu un ren brodat manual, care e în tema Crăciunului. Cred că ar fi super drăguț să ne îmbrăcăm așa în fața bradului și să intrăm în atmosfera sărbătorilor cât mai profund și cât mai drăguț. De la haine, mergem mai departe la dulciuri, vinuri și cărți. Un pachet cadou compus dintr-un desert, o sticlă de vin roșu și ornamente decorative și o carte. Am spus că acea carte poate fi plusul pentru un cadou complet și echilibrat. Pentru astfel de variante de cadou ar trebui să scoateți din buzunar în jur de 250 de lei. Toate aceste variante de cadou le găsiți la un târg de sezon din centrul capitalei. Este un mix creativ de cadouri de Crăciun, unde originalitatea se îmbină cu designul românesc. Adică am adus designeri români pe partea vestimentară, de accesorii și de obiect, împreună cu zona de vintage, cu o colecție de tablouri și cu zona de gourmet. Adică practic sunt cadouri pentru oricine caută ceva de Crăciun, ținând cont că peste câteva zile vine Crăciunul, vine moșul. Înainte de a cumpăra un cadou pentru cei dragi, gândiți-vă la ce li s-ar potrivi gusturilor lor, nu ce vă place vouă. Așa, bucuria va fi garantată.